Duminică 13 septembrie, ultima zi de manifestări în cadrul zilelor cetății târgoviște, a fost una încărcată. Activitățile au cuprins toate domeniile de activitate. Iubitorii sportului rege, fotbalul, au putut urmări un meci de fotbal între Naționala Artiștilor Fotbaliști și Consiliul Local Târgoviște. Partida s-a desfășurat la sala sporturilor din Târgoviște. Meciul a fost unul plăcut ochiului, iar fluierul final a anunțat victoria Naționalei Artiștilor Fotbaliști de 7-2 împotriva Consiliului Local Târgoviște. Pentru Consiliul Local Municipal Târgoviște au marcat Pavel Babeu și Irinel Voicu. Adrian Enache este capitanul echipei de fotbal a artiștilor și unul dintre cântăreții care se descurcă atât cu octavele cât și cu driblingurile. La fel și Aurelian Temișan, Daniel Iordăchioaie, Dorian Popa, Cornel Păsat, dar și alți artiști.